Ajuns la cea de-a 12-a ediție, concursul Slătina Acasă la Eugen Ionescu s-a bucurat și în acest an de o prezență numeroasă. Astăzi, într-un cadru festiv, edilul municipiului Slatina, Emil Moți, a premiat pe cei 16 câștigători și a felicitat pentru lucrările deosebite pe care le-au realizat. Dragii mei, vă felicit pe toți. Știu că ați muncit, știu că a fost greu. Vreau să vă înmânez personal aceste premii pentru cei 5-8, vă aștept și la liceu, pentru cei care trec de clasa 12-a, poate găsim ceva să facem și pentru dumneavoastră. Toți cei de aici sunt niște copii foarte, foarte talentați. Dragii mei, vă urez succes în continuare, vă felicit pentru ce ați făcut. Chiar dacă opera lui Eugen Ionescu este dificilă, copiii au demonstrat că au înțeles mesajul absurdului și au reușit să creeze adevărate opere. Ce te-a determinat să participi? Ideea de a încerca lucruri noi și de a vrea să experimentez și să văd dacă sunt în stare să fac un astfel de eseu. Dacă ar fi să vorbesc despre muncă, în fiecare zi, până în ultimul moment, până în ultima zi, am stat, am retușat, am fost întoarsă din drum de sute de ori, dar a fost cu un rezultat benefic. A fost o experiență minunată. Mie îmi place foarte mult acest concurs. De ce? Pentru că îți oferă o posibilitate să scrii aproape orice dorești tu în limita încadrării în temă. Și mie îmi place foarte mult să creez. Cred că prima dată trebuie să îți placă ție ideea de teatru absurdului. Mie mi se pare un lucru foarte revoluționar și te face să înțelegi dileme foarte complicate într-un limbaj foarte simplu. Deci asta ar fi sfatul meu, să faceți cu pasiune și să scrieți cu pasiune. Te așteptai să câștigi? Nu, având în vedere că mă așteptam să câștige colegul meu, dar sunt foarte fericită. Cât ai stat să lucrezi la acea pictură? Câteva zile. Am lucrat cam o săptămână, câte două ore pe zi. El mereu se uita la reflecția lui și se gândea la amintirile frumoase și cele nefericite. Cât de greu este de înțeles pentru un copil de clasa 5-a opera lui Eugen Ionescu? Este destul de greu pentru că are niște fragmente care sunt mai greu de înțeles. Profesorii sunt mândri de rezultatul final al copiilor și spun că textele lui Eugen Ionescu i-au provocat spre creație. Ceea ce îi promovează, să spunem așa, pe cei tineri, este această putere de a depăși barierele scrisului ioneștian. Am încercat oarecum să gândească copilul, elevul și mai puțin profesorul din spate. A înțeles anumite direcții și ea a reușit să le pună în practică. Este un concurs care provoacă foarte, foarte, foarte mult tânăra generație. Elevii care sunt pasionați de desen și de pictură se angrenează într-un mecanism foarte, foarte interesant, cumva un dialog între literatură, dramaturgie și artele plastice, care în final are un rezultat spectaculos. Vedem lucrări cel puțin de la an la an care sunt provocatoare, aduc noutate pentru iubitorii de arte plastice, pentru frumos, pentru dinamica acestei generații și poate în final, poate către cultură. Zic eu că e un concurs care are potențial din această perspectivă de a atrage lumea către cultură și către frumos. Felicitări Primăria Slatina și tuturor organizatorilor. Premiile concursului Acasă la Eugen Ionescu au fost aceleași: 1000 de lei pentru locul 1, 600 pentru locul 2, 400 pentru cei de pe locul 3 și 200 pentru popularitate.